Doamna președinte, da, cel mai mult tot. Eu mi-aș dori să ne transparentizați felul în care este primar la sectorul 1, doamna pe care o aveți, primar din partea USR-ului, că nici acum nu suntem clarificați dacă e legitim sau nu e legitim, dacă e prin fraudă sau nu e prin fraudă. Data viitoare, să știți că vă aștept aici în studio, am lansat invitația pentru studio, pentru că este dialogul